S-a răsturnat mașina și mi se pare că și-a murit, a murit mulți. Pleci. Nu era ora să pleci. Când se răsturna, pe mulți au aruncat afară, dar pe căță i-au aruncat și-au prins din nou. Și a intrat apa acolo și fără aer cu apă. Da. Dacă nu era apă, nu era nimic. Bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura și astăzi v-am adus în natură. Mereu v-am zis pe videourile mele, sau nu știu dacă v-am zis, dar totdeauna natura se îmbină cu spiritualitatea. Acolo unde este om și natură există și spiritualitate. Dovada pe acest video este această cruce, pe care am găsit-o în locul unde am venit. Mergem să căutăm un loc mai trist, un loc cu amintiri mai puțin plăcute pentru anumite persoane din județul Bacău. Este vorba despre un loc unde, pe perioada comunistă, în 1988, a avut loc un accident unde au murit mai multe persoane. Vă voi da detaliile pe parcursul videoului, între timp vă voi arăta cum am ajuns până aici și cât mai avem de mers până la locul cu pricină. Încercăm să vedem, de data aceasta natura este un martor al acestui accident și dacă natura ar vorbi, poate am aflat mai multe. Vedem ce mărturii am cules, vedem cu ce persoane am vorbit și haideți să găsim locul trist, din păcate. Dar trebuie să afle toată lumea acest lucru, pentru că este un loc unde a fost un accident pe care comuniștii l-au mușamalizat. Da, l-au mușamalizat, l-au ascuns pentru a nu provoca o revoltă în 1988. Haideți să ascultăm mărturiile și datele pe care pot să vi le dau. Așadar, bucurați-vă de natură, dar ascultați și povestea ei. Înainte de a începe acest clip, am zis că trebuie să vă spun un lucru. Când vorbim de bogățiile țării, ne gândim la natură sau la resursele naturii. Dar nimeni nu spune nimic de vocile muzicale ale țării. Așadar, pe parcursul acestui video veți auzi două voci superbe, două voci care sigur vă vor rămâne la inimă. Este vorba de Cătălina Rotaru și Radu Cimpoi. Vă mulțumesc, îți mulțumesc Cătălina, îți mulțumesc Radu, că mi-ați dat posibilitatea să vă folosesc melodiile pe care le cântați, să le pun pe acest video și să vedem cum se îmbină natura cu melodiile voastre. Așadar, voi cei care urmăriți acest video, vă invit să intrați și pe canalele lor de YouTube, pe canalul Cătălinei Rotaru și pe canalul lui Radu Cimpoi, deoarece au niște melodii superbe, sunt niște melodii de care nu te saturi. Cel puțin eu nu m-am săturat. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să colaborez cu voi. Așadar, ne continuăm drumul, deoarece avem un drum lung și accidentat și ascultați povestea care urmează să vă spun. A fost destul de greu să fac acest video, dar am zis că trebuie să arăt că natura de multe ori și locul unde se pot petrece tragedii. Să arăt că dacă regimul comunist a ascuns în acea perioadă acest lucru, timpul le va dezvălui. Așa că azi a sosit timpul să povestesc un eveniment tragic petrecut în natură în anul 1988. Eveniment ce comuniștii au făcut tot posibilul să fie mușamalizat, să fie ascuns de frica unei revolte. Ceea ce veți vedea e realizat pe baza mărturiilor unor supraviețuitori, unor martori și pe baza povestirilor, scrierilor luate de pe internet, dar și de la persoane ce au dorit să rămână anonime. Povestea noastră începe în satul Fărăoan din județul Bacău, într-o zi de duminică, 21 august 1988. În acele timpuri, toți munceau pentru a-și asigura traiul la câmp, în vie sau la cules de cartofi.
În acea zi de duminică se anunțase în sat că va veni un autobuz să ia oameni la cules de cartofi în județul Harghita, în localitatea San Martin. Se va merge cu mic cu mare pentru o bucată de pâine la cules de cartofi. Imediat locuitorii s-au anunțat între ei, iar primii care s-au mobilizat au fost tineri cu vârste între 14 și 17 ani, dornici să iasă din sat, să aibă o ieșire, chiar de această ieșire era pentru muncă, pentru câștigarea hranei. S-au adunat persoane din Fărăoani, din Valea Mare și Orbeni. Bucuroși așteptau autobuzul care nu a mai venit, deoarece s-a defectat pe drum, așa că s-a improvizat un camion cu remorcă, remorca fiind pentru bagaje, deoarece urmau să plece pentru 10 zile. A venit camionul și pe niște bănci improvizate au încăput înghesuiți 63 de persoane, majoritate tineri minori. Remorca a fost umplută de bagaje și camionul a plecat spre destinație. Era veselie între ei, cântau, glumeau, salutau pe toți ce îi întâlneau în drum. Ei voiau să muncească să câștige o pâine. Fiindcă mașina nu era autorizată să transporte persoane, șoferul s-a gândit să evite miliția și nu a continuat drumul pe ruta Comănești-Mercureaciuc, ci s-a dus pe drumul forestier Dărmănești-Valea Uzului-Covasnă. Drumul e dificil, e accidentat, iar noi am văzut asta după atâția ani. Natura oferă peisaje ce te lasă fără cuvinte. La fel a făcut și cu cei ce erau în camion. Pe la ora 19, când camionul mergea foarte greu, se făcuse liniște. La un moment dat au ajuns la un pod mai îngust, pe care trebuia să-l traverseze. Din față venea o Dacie roșie, care a forțat intrarea pe pod. Nu înțeleg și nu știu de ce a făcut asta acea mașină. Șoferul camionului a încercat să tragă dreapta, să evite. Remorca cu bagaje s-a agățat de capul podului și a alunecat pe marginea moale a râului, trăgând camionul după ea. Camionul s-a răsturnat în râu, cu roțile în sus, iar apoi remorca a venit peste camion. Momente de groază. Cei ce erau în partea stângă a camionului au fost aruncați în apă sau pe malul celălalt, al râului, dar cei care erau pe partea dreaptă sau pe centrul camionului au fost zdrobiți de obloane sau au rămas blocați sub caroseria camionului în apă. După câteva secunde de liniște, a început groaza. Țipete, plânsete, strigăte de ajutor, chemări. Acolo era o adevărată tragedie. În primăvară am făcut un video cu mamaia Lucia, o octogenară din satul Fărăoani, satul care a pierdut 19 oameni aici. Ea a fost prima care mi-a dat o mărturie în calitate de mamă ce a avut doi copii, două fete, în această tragedie. Una a supraviețuit și una, din păcate, nu. Și când a ajuns că trebuia să meargă Antonina cu Jenny, zic, tu nu mergi, Antonina, că aud numai 14 ani. Tu nu mergi, Antonina, că ești mic. Lasă mama să merg. Tu știi când aduceai cu geantă și nu ajungea. Nu, că mergem cu Jenny. Vai, mine, ce e cu mine? Nu simțeam e bine nimic. Ce oră, fie întâmplat ceva. Oare ce s-a întâmplat cu mine? Vezi cum vinea, că era murit Antonina. Dar nu știu, miosul, mi se pare că s-a întâmplat ceva cu copii. Oare ce-o fi? Dar o plecat, zic. O plecat. Nu era vorba să pleci. Nu era vorba să pleci. O plecat, vai de mine. S-a întâmplat ce. Când ajung aici acasă, a ieșit omul ăsta. Aici zice că s-a răsturnat mașina și mi se pare că și-a murit mulți.
Mergeam la Vacheș, când am ajuns la partea spitalului, era acolo și tata. Zice, mama, unde mergeți? Mălă, mă duc, mălă, ce s-a întâmplat? Mai copii și mama și copiii la mai mult. Vai de mine, ce pot să fac? M-a dus acolo înăuntru și cunosc. A murit. Și ea a spus, mama, ia, lasă să mergi și el, că tu știi că aduceai și nu mi-a ajungea. Ea vrea să ducă la muncă. Practic, da, la muncă, Să câștigă cartofi ca să avem. Chemat la acolo, la tribunal, tocmai, nu știu unde am fost la tribunal. Când o chemat, ce pretenții aveți? Eu am început să plec. Doamne ferește, ce pretenții să am eu? Eu m-aș mergea și oriunde și... Mai mergeam, nu atâta și mai mult, nu mai găsesc pe petița. Că era plecat după cartof. În fiecare an, locuitorii din aceste sate comemorează răposații din acest accident. Așa a făcut și mamaia Lucia, invitând toată familia la o masă în amintirea celor pierduți în acele timpuri. Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi marea rugă. Ce frumos e când natura îți dă peisaje ce îți bucură privire și ce dramatic ar fi fost ca natura să vorbească, să spună ce a fost atunci acolo. Azi locul accidentului este puțin schimbat de apariția unei conducte de gaz pe partea unde a căzut camionul. Poate dacă era și atunci această conductă, tragedia nu ar fi avut loc. Oricum, urmele accidentului se pot vedea și acum.
sunt tine. Cam ăsta este locul unde s-a răsturnat mașina și remorca în care se aflau persoanele. Cred că în perioada aia această conductă de gaz, cred că nu era, că dacă era atunci, probabil viața celor decedați ar fi fost salvată. Probabil această conductă s-a pus după acest accident. Dar ăsta e locul unde 27 de persoane și-au pierdut viața. Am găsit totuși un supraviețuitor, ce a putut să ne vorbească. În momentul accidentului, el era un tânăr de 14 ani. Acum el este adult și este preot. El este părintele Augustin Bărbuț. Prieteni, ne aflăm în biserica Sfântul Anton de Padova, din Făroani, lângă un prieten de-al nostru, de-al echipei Omul cu Natura, și un, din păcate, un părtaș al acelui accident groaznic din 1988. Părinte, cum de-ați ajuns în acel camion, acel camion al groaznicului? Deci aici în sat deja era o tradiție că pe timp de vară tinerii mergeau să facă un bar pentru familie, pentru ei. Se mergeau o perioadă la Megidie, la Sfânt Persici, dar tradiția era mult la Sfânt Cartof de acolo. Asta era dicitura exactă, merge la Sfânt Cartof. Te plăteau și îți dau niște cartofi pentru 2 ani. Deci, într-un sistem în care era sărăcie, se recunoaște, cum îi spune, era un mod, noi, tineri, copii, de a ajuta familia, în același timp să facem și noi bani pentru noi, că începea școala, nevoie de ceva haine, piuzdane, încercam să ajutăm familia să participăm, pentru asta să ne leacă mai bine. Asta a fost toată ca idee principală în acestui mod de a face un ban. Era nevoie, în zona Covasnei, de strâns cartoși, timp de vară să... Câți ani aveați când ați fost? 16 ani. 16 ani. Da. Deci copiii tineri la 16 ani, adică erau minori, practic. Da, erau minori. Ei mergeau... De la 14 ani încolo, da. Mergeau la muncă pentru mâncare. Până la mâncare. Trebuie să ai buletin. Deci abia 14 ani puteai să pleci. La muncă. La muncă, da. Deci asta a fost ideea. Și... Doream și eu să merg. Să duc și eu familia asta. Mai mult și ca o ieșire să văd și eu. Acum știu că e o întrebare grea, dar țineți minte cum s-a întâmplat? Aveți, da. Mai rămas imaginea aia în minte? Da, imaginea aia de timp în minte, ales că cu 4 ani am fost acolo în locul accidentului și am făcut acolo o slujbă cu câțiva din orașe din sat, cu părintele Paru, cu părintele Felix, cu niște grupuri de persoane care ne-am organizat pentru a celebra acest eveniment, aceste zile, chiar amintind acolo acel loc. Deci am plecat la duminică după amiază de aici, când am ajuns camionul nostru de CAP, în Bucean, cum era vremea aia, toți ne-am, care mai decare să urcem camion. Nu știu, n-am încăput toți, mult trebuia să plece după aia cu trenul, lăsau doar bagajele. Am plecat, toți eram plini de entuziasm, de veselie, se cânta, se glumea, eram cam îngrămădiți. Din câte am înțeles, sunt 44 de persoane și am 63, și am destul de îngrămădiți în mașină. Și am o aventură, mergem la Transcator și intrăm pe drumul ăla forestier în pădure. La un moment dat, din față două mașini, la pod, el tras mai pe treapta, că sunt capă, dar după pod, pământul era în pantă, în vale și nu, cu treapta aia de pod pe pământ, pământul a fugit, s-a lăsat și a dus mașina până la pietre și l-a stunea puțin în sus. Remorca unde erau bagajele noastre s-au agățat în pod și au intrat în mașină. Când se răsturna, pe mulți i-au aruncat afară, dar pe căță i-au aruncat și i-au prins din nou. Acesta a fost tragic, cine la piept, cine la gât, cu boanele. Eu am un noroc că eram în partea dreaptă, a doua bancă, și eu am căzut, am niște zgârieturi pe cap, am avut șocul ăla. Dar nu m-am prins de bancă, dar mi-am realizat târziu ce se întâmplă. Aveam lângă mine pe Ciprian Ciceu, care am zis că o țipașă a făcut așa de opt infarct. Ciprian Ciceu, care n-a supraviețuit. Nu, opt infarct, eram prins de bancă, dar am căzut și eu. Și când s-a răsturnat, eram practic de sub mașină, era întuneric, înăuntru, ca într-o cutie, eram închis. Da. Și am un noroc că dublonul lateral camionului era din două părți.
Și într-o parte era remorca intrată și partea alantă din față au scos din balamale și au diaconeus afară. La vreo 500 de metri, 700 de metri era o tabără și care au venit de acolo. V-au ajutat. Ne-au ajutat, da, foarte mult. Era un liceu la Constanța și chiar erau clasa 12-a, profesorii, medicii care locuiau în casa aia, s-au ridicat de la mască. Noi ne-am dus cabana la tabăra aia și am intrat chiar în apartamentul medicilor și erau la masă. La masă s-au ridicat pentru noi ca să ne ajute. Și au venit. Autorități au fost? Nu. Am înțeles că autoritățile practic n-au fost, cum să zic, prea de acord cu acest accident de a fi mediatizat. Pe timpul comunismului. Da. Deci nu se mediatiza absolut nimic. Ba mai mult, deci noi ne-am dus atunci în acea tabără. Ne-am scos de sub. Eram deasupra mea, că s-a turnat rezervor de motorină. Și pe tras spațiu de la lacăt, cu legea motorină, eram tot lux de motorină. Am ieșit afară, doar țipe de seauțea. Am urcat în remorcă, lumea avea bagaje în remorcă, pături, toate astea, să ajut ca să se acoperim, să le auzi. Aveau verișoare care și-au un accident, aveau tăietură aici deasupra. Deci ați reușit să-și ajutați oamenii. Da, cu verișoarea mea. Am dat afară bagaje din remorcă, după aceea nu puteam, remorcă fiind așa, eu alunecam să ies car, să arunc afară. Și simțea că era parcă dezblocat, nu mai puteam și nu. Am coborât și ne-a dus la tabăra aia, acolo am stat la 11 noaptea, după care ne-a dus un leah de ăsta de la petrol, ne-a dus la spital. Considerați o minune ceea ce s-a întâmplat dumneavoastră? Sau de ce considerați că Dumnezeu v-a păstrat? Are vreo legătură cu preoția? Ceea ce s-a întâmplat? Eu cred că... Sau faptul că ați supraviețuit? Deci am supraviețuit mai mulți, deci. Eram 63-27 am murit. Deci, pentru toți este o minune. Ideea de preoție, eu am un de mic copil. Cu siguranță m-a trezit la realitatea acelui moment. Practic a fost un semn că aveți o misiune. Cred că da, dar... La vârsta 16 ani nu realizez toate astea. Cum a decurs mormântarea sau cum ați participat la mormântare? Din acest moment al interviului s-a schimbat puțin tonul, deoarece se vede că aceste momente l-au marcat puternic. Practic el și celălalt supraviețuitori au văzut diferența dintre viață și moarte în câteva minute. Noapte, vin acum spre răsărit. El va face să-mi uit chinul de la care am venit. El va face să-mi uit chinul de la care am venit. Știe Domnul cu ce am plâns chinul în care am stat. El va face să uit totul, stând la sânul lui iertat. El va face să uit totul, stând la sânul lui iertat. Știi? Cel prin care am plâns amar, El va face să-mi răsară o lumină nouă iar. El va face să-mi răsară o lumină nouă iar. Știi? Suspinul meu, știa marele suspine
calvarul lung și greu. Știa marele mi suspine din calvarul. Despre aceste momente, despre marturi, dar și detalii incredibile de după accident, în partea a doua. Suflete prin orice greu, tot ce înduri pentru iubire, n-o să-ți uite Dumnezeu, tot ce înduri pentru iubire, n-o să-ți uite Dumnezeu. Ce veți vedea în partea a doua? Așa a intrat apa acolo și fără aer cu apă. Da. Dacă nu era apă, nu era nimic. E greu să vorbiți. Da, deci pentru mine pagina aia, ziua mormântării, a fost cea mai complicat.